Doamna, ia uite, a venit doamna Saveta, să rămână. De două zile mâncăm în fiecare zi plăcintă. Măruță, să rămână. Păi ți-am adus plăcintă cu... fost cu mere, bă, cu, da, e cu caldă, dovleac. Pe cuvânt. Asta e cu brânză dulce. E atât de bună, dragii mei. E fierbinte. Deci, oameni buni, dacă doamna Saveta vine fiecare zi la noi, credeți-mă, trebuie să-și facă credit cu buletinul ca să-și cumpere făină, ulei și așa mai departe, că noi suntem o redacție mare aici și mâncăm și mult. Haideți, doamnă, să o desfacem un pic. Vai, ce mai faceți, doamna Saveta? Ce să fac? M-am tot gândit la baloanele tale toată noaptea. Eu, să știți că ieri m-am dat, cum să zic, bătut, dar rog firmele care se ocupă cu heliu. Înțelegeți că practic nu avem bani în buget pentru câte baloane am mirosit și ieri și alalte. Așa că avem nevoie de sponsorizare. O firmă care asta face, umflă baloane cu heliu, să vină și să ne ajute, pentru că doamna Saveta ne-a distrus bugetul ieri. 40 de baloane ieri, 40 de baloane alaltă ieri și tot n-am reușit. Doamna, ați adus plăcintă? Am adus plăcintă, dar de plăcinta asta am o poveste, dragii mei. E, vedeți, mea, cine spune când ai... Un pic, să tai sau să nu tai? Eu, să tăieți, da, tăieți, tăieți. Ieri am adus o plăcintă și am dat-o de pomană pentru părinții mei, pentru că la noi în Ardeal s-a făcut, mă rog, pomenirea morților. Așa, azi noapte, măruță, ce crezi tu că am visat? M-am visat pe un drum, că mergeam pe drumul ăla... Până la un gard, dincolo de grad, era un munte verde și lume, multă, 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 multă lume. La care am ajuns la poartă, ăla de la poartă a zis, doamne, rămâneți aici, că n-aveți voi să treceți. Era la poarta raiului, adică. Nu știu, habar, deci în vis, eu vorbesc de vis, de azi noapte. Dincolo de poarta aia, măruță, cine crezi tu că era? Ține-te, nu. Maria Tănase, dragii mei telespectatori, Maria Tănase îmi făcea cu mâna... Și mi-a zis, măruță, că ei nu i-am dat plăcintă ieri. Vorbiți serios? Vorbesc foarte serios. Măi, fraților, m-am trezit, era 3 ceasul și a zis, gata, fac plăcintă. Și eram decis să fac plăcintă, să o dau la lume pe stradă să fie pentru ea. Și în timpul ăsta mă sună fetele de la voi și spune, doamne, ce face cu plăcintă? E, cum s-a nimerit, ca să vezi și tu. Cine v-a sunat de la noi? Laura sau Ana Vladislav? Că ele sunt șefele la mâncat plăcintă. M-a sunat Alexandra. A înțeles, deci vine și atare din spate. Perfect. Doamnă, păi atunci... Așa că să fie pomana și alu Maria Tănase, pentru că probabil că nu-i dă nimeni și a zis... Doamnă, boda proste, mie îmi place că am început în emisiune Oameni Buni. Prima dată oamenii ne aduceau din simpatie mâncare, vorbeam, acum ne dau de pomană la emisiune. Bine, mi se pare, oricum se schimbă cu televiziunea, doamna Saveta. Pomană la emisiune, jur. Oricum să vă mai zic ceva. Astăzi eu am fost la Piața Romană, am avut o întâlnire acolo, o treabă. Așa. Și vă dau cuvântul meu de onoare, m-am dus la o covrigărie și am zis și eu, să rămână, doamnă, să rămână. Oh, domnul Măruță, ce vreți? Ceva fără drojdie, mă rog, am mai rămas așa cu mici probleme. Știți că cu intoleranța mea. Da, 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 până că asta n-are drojdie. Mi-a zis femeia că nu mi-a bani, a zis, lasă, Măruță, doamne ajută. Adică... Am impresia că mă iubește. Foarte, foarte mult iubește lumea. Da. Așa, și vreau să spun, Măruță, că m-a mai întrebat lumea. Nici nu știu dacă să tai sau nu să tai. Ai taie, te rog frumos, taie. Că e fierbinte și e foarte bună și caldă. Zice, da, doamna Saveta, dar ce-a pățit Măruță la picior? Măruță, spune-le la telespectatori ce-a pățit, că dar nu m-a întrebat 80 de persoane, de nu 100, de tine. Ce să fiu, doamnă? Tântălău, am căzut pe scări. Am împiedicat pe niște scări și cum am căzut. Cum se întâmplă? La oricine se poate întâmpla chestia asta. De ce asta e, dragi la orice tântălău se poate întâmpla, nu la oricine. De asta. Deci, așa că asta s-a întâmplat, că se poate întâmpla la oricine. Da, vă rog frumos că vreau să înțelegeți. Deci asta s-a întâmplat. Problema era că... Cu baloanele. Lăsați cu baloanele când am alunecat pe scări. Asta problema era alta, putea să fie grav, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu și Maica Domnule. Apără-l, Doamne. Stai să vă spun de ce. Că e tată de doi copii. Nu, că nu era să mor, sau ferească Dumnezeu. Nu, cădeai și te... Doamne, ce am ajuns să vorbim la emisiune. Stai să vă zic. Eram cu fetița în brațe la ultima tentă. Nu, că am ținut-o, erou. Eu, Măruță, erou. Pac! Foarte bine, bravo, bravo. Lasă-te, foarte bine. Da. Asta e foarte bine. Așa, deci astăzi... Uitați aici cum mă pricep. Așa. Uitați aici, trebuie să-ți tremure puțin și cuțitul ca să nu se spargă folia asta tot. Am făcut-o bine? Foarte bine, Măruță. Deci asta e de pomană, să fie... Da, așa că cine spune că nu faceți pomană, că mortul nu mai mănâncă, e aflați că nu e așa. Chiar spiritul lor mai vrea să le dăm și lor de pomană, dragii mei. Să fie, doamnă. Mamă, mamă, ce ați adus astăzi. Deci era fost cu...
Mamă, cum miroase! Mă, să nu, fie o femeie gravidă, mămăruță, să poftească. Lăsați, doamne, să fie, să crească natalitatea. Să crească natalitatea, dar să nu poftească. Că tu vorbești cu poftă și mănânci cu poftă. Doamne, dar tot așa mănânc, ce mănâncă, măruță? Ce ne face poftă? Cum e? Cum e? Pare bine. Super dar bine. Dar nu cu gura plină, dar e bună. Băi, da, e bună. Cum să nu fie bună? Dumnezeu sănătate e și măicuța Domnului. Casă. La toată lumea să dea și ție și să aibă Dumnezeu grijă. Știți de că tine. Și mâine avem emisiune de la 3. Mai vii cu o plăcintă? Până acum ați venit cu dovleac, cu mere, cu brânză, cu prune, n-aveți? Cu prune, nu știu. Trebuie să căutăm prune, nu se știe. Cu struguri, vă dau strugurii. Nu știu, nu știu dacă merge cu struguri, n-am făcut niciodată, dar s-ar putea să încerc. De ce nu? Sau cu cireșe. Sau cireșe, dar mai sunt prin piață, mai sunt. Da, așa e. Dragii mei, doamna Saveta este o interpretă senzațională și gătește de nota 10. Așa e. Da. Așa e, voi vreau dacă să le spun ceva celor de acasă. Dacă se ardeleancă, dragii mei, da. Ardeleancele gătesc bine, dar nu mi-e rușine nici cu moldovencile și ele gătesc. Și ele. Și muntencile și oltencile, toată lumea gătește. Toată lumea. Stați un pic să vă explic ceva, doamnă. Da. Trebuie să-mi fac curat pe masă, mă scuzați. Păi las că făceam eu. Nu de alta, dar vine primarul, a avut 9.000 de invitații. 9.000 de invitații, da. Dragul de... Am stați, auzit că stați un pic, că vreau să vă zic ceva, dar am uitat ce vreau să vă zic. Dar ce ai uitat? Cred că e de la Heliu de ieri, a mai rămas ceva. Cred că mi-a rămas ceva, da. Păi nu, că așa să mai vă zic ceva, că mi-am adus aminte ce vreau să vă zic. Alaltă ieri ați venit cu niște must și țuică. Ieri ați adus must, azi doar plăcintă. Azi m-am adus, dar nicio problemă. Data viitoare aduce mai multe. Acum am glumit. Să știți că doamna Saveta Bogdan este o femeie extraordinară pe cuvânt. Ne este foarte drag de fiecare dată când vine la emisiune. Îi mulțumim că ne aduce de 3 zile plăcinte, la plăcinte înainte. Haide, plantă, vino că salivezi. Stai acolo și uite așa, haide, colegul meu cu prezentator, doamne. Așa este, așa este. Plantă, ai început să slăbești. Au venit niște prieteni de la Cluj. Și ziceau, tu ești ăla care te-am văzut ieri la televizor? Bă, nu te-a recunoscut încă lumea. Îi servesc eu cu plăcintă. Pe prietenii de la Cluj, acum. Foarte bine, direct, bravo. Direct vreau să te duci plantă. Haide, du-te așa și vreau să servești pe toată lumea. Bă, nu mânca. Uite-mă, plantă totuși e un băiat... E un băiat, un băiat cât se poate fin, de un băiat la locul lui. Băi, nu acolo, în partea stângă, că oamenii ăia sunt următorii invitați care ne aduc și ei ceva. De la colegele noastre, uite-mă pe plantă. Păi ce să facă și el, să duce și el unde? Plantă, puteți să-l filmați puțin pe colegul Plantă, că este în campania electorală, în spatele camerelor de filmat. Plantă! Da! În stânga, bă, nu l-a invitat! În stânga! În stânga, unde pleci cu ea? Păi unde pleci cu plăcinta? Vorbim noi imediat. Doamna Saveta, vă mulțumesc, să rămână. Dați încă o dată să vă iau în brațe, să vă pup, să rămână. Vă mulțumesc. Uite, mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și eu am vrut să te văd așa, doar pe fugă, așa. Nu-i nicio problemă, pe fugă. Mâine ne vedem iarăși, da? Poate mai aduceți ceva plăcintă. Să văd de care plăcintă să mai aduc, o vedea eu. O vedea eu. Tot de asta, cu ceva dulce. Nu cu varză! Nu cu varză. Mă scuzați, dar comunic cu toată lumea. Așa am prea mulți pofticioși în redacție. Așa în caz când spune să aduncă cu varză. Păi nu cu varză. Mie-mi place cu vișine. Așa, bravo. Cu cireșe, doamnă. Cu cireșe, bravo. Cu prune. Sărna doamna Saveta, Doamne ajute. Doamne ajută.